este oferit două premii speciale. Motiv pentru care primul premiu special o să fie înmânat de starețul mănăstirii Dervent, Andrei Tudor. Îl invităm în scenă alături de noi. Adevărat că s-a înălțat. Bine v-am găsit, Doamne ajută. Am răspuns invitației doamnei primar că pe doamna primar nu putem refuza niciodată de a înmâna un premiu și sunt bucuros și felicit pe toți organizatorii. Văd că este a 12-a ediție, o continuitate care astăzi mai greu se păstrează și cântecul românesc, cântecul popular, a exprimat dintotdeauna trăirea poporului român, fie de bucurie, fie de tristețe, fie de dor. Într-un fel, cântecul popular exprimă viața poporului român. Îmi devine cinstea să înmânez premiul domnișoarei Vătavu Ana Maria din Gorj. O să vorbesc despre cum a cântat, nu a fost în sală, aștept să vă spunem noi că a cântat foarte, foarte, foarte frumos, iar acest premiu este o încununare a muncii și... Încă un premiu special va fi acordat de către doamna Cristina Samoilă, directorul Casei de Pensii din Constanța. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de festivalul lor de cântă românesc. Bună ziua, bine v-am găsit! Casa Județeană de Pensii Constanța este alături nu numai de pensionare județului Constanța, este alături și de cei tineri, care și ei, la rândul lor, vor ajunge pensionari. Scuzați că am multe emoții. Felicit echipa Comunei Cumpăna, pe doamna primar Mariana Gâșu. Acordăm premiul de popularitate în județul Brașov, Nacșu George. Nacșu George din Brașov. Muzica trebuie cunoscută în profunzime. Felicitări încă o dată. Mult succes mai departe și pentru tine dorim ca acest premiu să devină o încununare a muncii și totodată o încurajare a tot ceea ce îți propui pe mai departe. Felicitări! Vă mulțumim, doamnă director! O mențiune, două premii, trei, un premiul doi, premiul întâi și, bineînțeles, vom cunoaște și trofeul. Haideți să anunțăm prima mențiune. Mențiunea de la categoria 14-18 ani va fi înmânată de către domnul viceprimar Neagu Florin. Dați-mi și mie să felicit toți participanți la acest festival și să-mi exprim mulțumirea pentru că eforturile noastre nu au fost în zadar în realizarea acestui festival. Așadar, mențiunea pe care o numesc eu se acordă domnișoarei Elena Gianina David din Giuvărești, Olt. Corabia, un alt oraș important de... în peisajul, pe harta, am putea spune, festivalurilor de folclor, Corabia de Aur, un festival important pentru tinerii interpreți de cântec popular. Parte la primul premiu 3 de la secțiunea 14-18 ani va fi înmânat de etnomuzicolog Valentin Marin, directorul Radio Antena Satelor. Încă o dată mulțumim Radio Antena Satelor pentru sprijinul acordat în promovarea acestui festival. Vă mulțumim, domnule director, întotdeauna Antena Satelor alături de la noi, alături de cântecul popular, până la urmă este glasul pământului și
Pământul este locul în care... Este pământ care rodește. Rodește frumos. E bine, la cumpăna nu doar cântecul popular este autentic, și munca este, se pare, făcută cu autenticitate. Tradițiile sunt la locul lor, oamenii sunt oameni, iar oamenii de la primărie sunt exact ceea ce noi așteptăm de la administrația locală. Să ne bucurăm așadar de acest loc, de acest festival, de acești copii care duc folclorul și muzica românilor mai departe și să dăm premii. Premiul al treilea la secțiunea 14-18 ani merge către Andrada Beteș. Probabil nu întâmplător, privighetoarea Gorjului Maria Lăgăreț, într-adevăr, este un model ce merită urmat. Felicitări, Andrada! Aplauzele sunt premiul 3 acordat la această categorie de vârstă 14-18 ani va fi înmânat de către directorul executiv al postului favorit, domnul Dorin Grama. Televiziunea cântecelor noastre, televiziunea care întotdeauna este alături de folclorul românesc, de tinerii interpreți, de festivalurile de folclor, merită aplauze să oamenii noștri, oamenii care își pune sufletul în slujba folclorului românesc. Mulțumim și noi, aflăm unde merge premiul 3 la categoria 3. Premiul al treilea este câștigat de un băiat din județul Bacău, Vasile Emanuel Munteanu. Mult succes mai departe! Un gest foarte frumos pe care îl aprecia și doamna Doina Ișcanului la... în fața jurului, în fața marelui public, în fața telespectatorilor. Ținut, mulțumim domnului director încă o dată, Dorin Grama, mulțumim televiziunii favorite, iar acum te invităm să ne cânți piesa a doua din concurs. Felicitări pentru premiul 3 obținut la categoria 14-18 ani. Vasile Emanuel Modern, Sat Hol, în alegea județului Parcol. Etnomuzicolog Eugenia Florea, realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune. Doamnelor, domnilor, dragi cumpăneni, bine v-am regăsit! Vă mărturisesc că am trăit clipe de mare bucurie revenind aici, în frumoasa dumneavoastră comună, aici la Cumpăna. Mă bucur că v-am regăsit cu aceeași dragoste pentru
cântecul popular, iată, sala este arhiplină, aplauzele din plin. Bucuria vine și de la faptul că, iată, am văzut tineri, copii, plini de talent. Copii cu har de la Dumnezeu pentru muzică, dar care și-au îndreptat acest talent spre cântecul popular. Este un lucru extraordinar. Să vedem acum cine este deținătorul premiului 2 la secțiunea a treia. Vine din județul Tulcea, Nicoleta Gălățeanu. Nicoleta Gălățeanu, iată că ai reușit. Felicitări încă o dată. Felicitări, dragă noastră. Mulțumesc. Iar...